Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Scorpion ia o dungă albă. Acum este momentul să faci contacte, să te îndrăgostești și să vezi frumusețea în orice. Mulți își vor schimba gândurile în legătura cu o anumită situație. Pentru scorpionii tipici, iulie poate fi o perioadă dinamică și incredibil de reușită. Acum mulți dintre voi se vor strădui să-și extindă orizonturile, fie că este vorba despre carieră, studii, proiecte creative sau viața personală. Aproape toată luna iulie, un nivel ridicat de energie vitală va susține motivația de afaceri a scorpionilor, ajutând de la menținerea unei atitudini pozitive și a unui interes puternic pentru tot ceea ce se întâmplă. Între timp, la mijlocul lunii, Imaginea de ansamblu a unui eveniment poate fi complicată de un dezechilibru în relațiile cu ceilalți, cu toate acestea, deja în ultimele zile ale lunii iulie, majoritatea situațiilor nefavorabile se vor fi stabilizat, dragoste, aventurile romantice te vor face să fluturi literalmente, vei fi motivată să acționezi, vei deveni cea mai atractivă pentru sexul opus. Poți conta pe faptul că oricine este alesul va fi la picioarele tale. Dragostea pe care o vei avea în iulie te va ajuta să obții multe. A doua jumătate îți va ridica stima de sine, dar nu trebuie să te afirmi în detrimentul unei atitudini bune față de tine. Dacă dorești o relație lungă și promițătoare, atunci acord atenție onestității și decenței partenerului. Scorpionii ancorați într-o familie vor dori pace și relaxare creează toate condițiile astfel încât tu și cealaltă jumătate a ta să simțiți doar armonie fiind unul lângă celălalt. Nu ar trebui să aduci în mod special pe cineva în conflict și să cauți constant un minus norice. În Încearcă să fii răbdătoare și respectuoasă cu soțul tău. Desigur, sunt posibile certuri minore care vor fi legate de subiectul material, dar vor fi eliminate rapid. Iulie este un moment minunat pentru a pleca în vacanță cu familia. Sănătatea. Sportul îi va ajuta perfect pe scorpion să elibereze excesul de stres. Astfel, poți tempera corpul, îți poți testa voința. Făcând sport, te vei simți fericită și odihnită. Încărcările cardio vor face bine, dar consulteți medicul pentru a exclude patologii grave care pot interfera cu activitatea fizică. Scorpionii trebuie să fie capabili să se facă plăcuți, dacă înveți să cauți pozitiv în toate și să te bucuri de ceea ce se întâmplă, atunci vei crea echilibrul corect al producției de hormoni în corpul tău, ceea ce înseamnă că te vei simți bine, încearcă să vezi frumusețea în toate, înconjoară-te cu lucruri frumoase și confort, dacă întâmpini stres, încearcă să-l gestionezi fără ajutorul medicamentelor este timpul să ai grijă de alimentația ta. Fii atentă la cât de mult zahăr și sare consumi. Alege o dietă pentru tine sau participă la un fel de maraton de zlăbire. Dacă te confrunți cu această problemă, atunci rezultatul nu va întârzia să apară. Vei obține nu numai un corp zvelt, ci și un corp sănătos. Banii S-ar părea că la mijlocul verii munca îți va lua multă timp. Va trebui să prinzi din urmă niște afaceri uitate? precum și să-ți asumi o încărcătură dublă din cauza cuiva din echipă, planurile tale se pot schimba dramatic, așa că fii pregătită pentru forță majoră. Pentru unii, prea multă responsabilitate va cădea asupra lor, chiar vor fi vizitați de gânduri de schimbarea locului de muncă, o încărcare mai liniștită la locul de muncă va fi în a doua decada a lunii, atunci poți conta pe sprijin. Mulți scorpioni vor simți încredere în sine datorită faptului că au finalizat un proiect serios. Vei fi mândră de realizările tale. Nu trebuie să-ți faci griji pentru partea materială. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!